Are you guys ready? Și mergem spre ultima zi din săptămâna aceasta de summer camp. Pentru prima dată în viața lui, Zion a mers la summer camp. Toată săptămâna, astăzi este joi, a mers de luni până joi. Iar după ce îl voi lăsa pe Zion acolo... Vreau să mă duc la un magazin de homeschool pentru că mă pregătesc să comand programa pentru anul acesta, pentru Zion și Joshua. Oh no, am prins trafic. O să faci o poză cu mama. Dar lasă-o acolo, că n-ai voie cu ea. Păi, ce te-ai murdărit? Tot ești murdar. Oh my goodness, ce ai făcut aici. Ok, let's go. Mama, nu. Hai că stai cu tine, hai că stau cu tine. Hai grijă că vine mașina, hai pe aici. Unde e Manu? Hai repede, hai pe aici, hai că toți copiii merg. Toți merg. Ok, de mânuța? Astăzi e ultima zi. Deci așa, stai tu în locul lui? Da. Ok, hai să mergem, să lăsăm pe Manu. Îl lăsăm pe Manu, uite ce mulți copii merg. Ce vrem? Eu o să primesc cadoul. Ușa la mama? Thank you. Ok, Zain. Uite ce frumos e aici. Ia, tricouri. Wow, ce urs fain aici. Oh, cred că trebuie să te îmbraci în tricou, orange. Ce zici? Ești și tu în tricou? Sunt prea mari pentru tine. Hai să vedem. Unde e echipa ta? Arată-mi unde e echipa ta. Unde e? Asta e echipa ta? Asta e echipa ta? Poți să stau și eu cu tine? Hai, can I just take one for him? Okay. Wow! Hai la mama. Pune-ți asta, ia-ți asta jos. Vrei să ți-l ia mama peste asta verde sau vrei să dăm asta verde jos? Hmm? Îl dăm pe asta verde jos și punem pe asta? Vrei? Da. Ok. Numai ce am scăpat. A fost destul de greu să se reobișnuiască. După ce plecăm are fan, îi place foarte mult, dar până plecăm nu suportă ideea să... Nu știu, nu-i place să rămână singur. Așa am făcut și la Sunday School. Dar după ce plecăm e ok. Așa e, Joshua? Da. Am
Am ajuns din nou la biserica, la locul unde, de unde le-a pe Zion, de la summer camp. Am fost cu Joshua la acel magazin de homeschool, mi s-a terminat bateria și nu mai putut să filmez, acum am reîncărcat-o. Am cumpărat niște cărți pe care o să vi le arăt, poate o să fac un haul pentru homeschool, cu ceea ce o să folosim anul acesta. Am cumpărat și ciocolată pentru Zion. Și acum mergem înăuntru, mai sunt 3 minute și trebuie să mergem să luăm și sunt curioasă cum a rezistat, pentru că în toate aceste 4 zile a fost ok după ce am plecat. Până am plecat a fost groaznic, dar după ce am plecat am mai avut treabă. Și tu ce crezi, așa, crezi că tot cu minte? Da? Ești bucuros de ce cărți ți-am luat? Da, am luat niște cărți și... Și eu ciocolată. Și eu ciocolată. Două. Una pentru tine și una pentru Zion. Nu, două era una. Ah, 4. Ok, da. Vine cu două fiecare. Ok. Crezi că e supărat? Hai să vedem. Da? Hai să vedem. Hi, Zion! Wow! Ce ai primit acolo? Wow! Ia să văd ce ai primit! Wow, și pui pe ochi? Pune-i pe ochi! Wow! Ok, deșteptăm acolo. Ia să văd, poți să mă uiți și eu? Wow, ce e aia? Avem aici unul din jocurile care le-am cumpărat de la acest magazin de homeschool. Am ajuns acasă, totul a fost bine și și acum copiii se joacă puțin și poate încep să-l pun pe Zion la culcare. Am câștigat! Ce ai câștigat? Aici am pus toate! Cu rândul meu. Hai să vadă mama cum vă jucați. Vă place jocul ăsta? Da! Se pricepe și Zion să se joace? Da! Oh, mai băcat. Thank you, Zion. Iarăși în mașină, am ajuns acasă și... Nu, n-am ajuns acasă. N-am ajuns acasă? Da. Dar de unde am plecat acum? Da, la swimming pool. Am fost acasă, am încercat să țipesc eu puțin, copiii au mâncat și... Ne-am uitat la desene. Te-ai uitat la desene un pic. La desene ale cu Pink Panther. Și... Mircea a spus că mai îmi dă un pic de liber până la dinner time, pentru că mai vrea să mai mă las un pic să ies cu copiii. Și mergem acum la plimbare, vreau să umblu jumătate de oră, sau nu jumătate de oră, oră jumătate mi-am propus să umblu. Joshua și-a luat trotineta și Zion și-a luat bicicleta și sperăm să reușim să umblăm puțin. E așa o stare din aia ca și când vine ploaie, o căldură, după cum vedeți pe fața mea, e o căldură din aia arzătoare, în Oradea arde, nu știu cum. Și am impresia că o să vină ploaie cât de curând. Deși nu anunță, dar așa se simte. Și da, o să mai vedem mai târziu ce mai facem. Ce ai găsit acolo? Las-o de așa. Nu pot să mă uit la ea. Așa. Hai repede, hai că merge Zion. Hai de așa, dă-i drumul că poate are microbi. Ce ui? Oh, nu e reală?
Oh, e Zion, pedalează acolo și trebuie să urce. Zion, faci mușchi? Nu vine să cred că am găsit una. Da, poți să mergi pe aici. Da, prin dreapta. Pe aici, da, pe aici. Nu ești obosit? Uite ce frumos e râul. Păi nu mergem pe râu, mergem pe lângă râu. Dar ce, aia muscă? Da. Și tu nu ai? Nu, nu. Și mai e bună? Are cârlig bun? Da. Hai să văd. Wow. Dar e cam greu să pui acolo nylon-ul. Zain, așa să mergem, că Zain. Zain, hai să vezi ce avion mic este aici. Ăla galben? Da. Aha. Să nu mănânci până nu mă uit. Wow, mure? De ce n-ai voie? Oh, astea nu sunt mure. Zain, aruncă-le, că nu sunt mure, mama. Faci cineflexiuni? Ia să văd mai fă o dată, că n-am văzut bine. Wow! Ok, mergem? Mhm. Așa bagă în buzunar, te rog. Ok, Zain, crezi că poți să cobori aici? Mhm. Vrei să te ține, mama? Ok. Stai să pun cheile. Ok. Știi ce am uitat să luăm? Am uitat să luăm căștile. Căștile! Ce e aici, Zain? Se aud lupii. Asta e pufița. De, auziți cum curge apa? Da. Știi că așa se aude în beiuș? Crișu? Ce? Așa când eram mic, auzeam crișu. Pici? Pici? Ok. Let's go. Auzi cum se aude? Așa se aude și crișu. Știi ce înseamnă criș? Nu. Criș înseamnă un râu din România. Când o să fie în primăvară, să mergem acolo, bine? Ok, vei să te filmezi cum sari? Ok. Bravo. Josh așa analizează iară musca. Josh, să nu te împungi cu ea. Stăm aici un pic pe bancă. Pentru că am obosit și mergem spre casă. Cine a inventat tractoarele astea? Un român sau un american? Asta, primul român. Asta l-a inventat un român? Primul tractor l-a inventat Ion Dere. Cine e ăla? Ion Dere? Cine e ăla? Un român care a inventat primul tractor. Un român care a inventat primul tractor. Unde ai învățat? Marin. Bunul? Ok, să vedem dacă unde era boseaua aia care am vrut-o. Ok, am reușit să comandăm boseaua și durează cam 5 minute până o termină. Și unde credeți că ne-am oprit între timp? Ce e aia? Ia să vedem ce scrie. Dar de ce îți place cartea asta? De ce? Că vreau legăm...
De ce îți place? Că vreau o telecomandă și o barcă. Pentru că vrei o telecomandă și o barcă? Uh-huh. Asta e cartea, asta nu e telecomandă și carte. Cartea vine fără telecomandă. Tu? Ce ai mai găsit? Nu știu. Nu știi? Asta e cartea care vreau să ți-o iei data trecută? Nu e alta, dar tot e așa faină. Da. Da, de câte ori venim aici, poți să te uiți în ea. Și până o termin. Ce să fac? Să-ți cumpăr cartea asta de fetițe? Vrei să... Pentru mine? Un băiețel pentru mine, un mămic pentru tine. O mămică pentru mine și un băiețel pentru tine? Hai să vadă mama ce e aici, dar știi ce m-am gândit? Cred că mai bine o găsim la library asta, o găsim la bibliotecă. Ce bine arată prăjitura asta. E o prăjitură cu piersici, cu caise. Este ora aproape 8, numai ce am terminat cu curățenia în bucătărie, am mâncat toată lumea. Nici nu mai știu ce am filmat ultima oară, cred că la parc, de fapt la râu. Mi se termina bateria și n-am mai apucat să filmez. Sau nu, cred că la Lowe's. Nu mai știu. În fine, voi încheia vlogul aici. Vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Vreau să nu uit să vă spun că de acum înainte veți vedea vloguri prin diferite locuri pe unde vom merge. Ne-am făcut un program de care vrem să ne ținem pentru vara aceasta cât mai este vacanță și o zi o să merg eu cu copii, o zi o să meargă Mircea, o să-i ducem la diferite activități și o să vă luăm cu noi. Dar nu o să vedeți vloguri cu toată familia când mergem undeva, pentru că asta e situația. Unul trebuie să stea acasă și astăzi am fost toată ziua plecată eu. Am fost la summer camp cu Zion, apoi cu Joshua la acel magazin de homeschool, apoi am fost cu copiii la parc și acum abia după dinere a reușit să iasă și Mircea puțin la pescuit cu copiii. Este un bondar aici. Sper să nu îmi dea târcoale. Ok, vreau să vă mulțumesc pentru vizionare încă o dată. Vă mulțumesc pentru toți cei ce vă abonați, abonații noi. Vă mulțumesc din inimă. Sper să nu vă dezamăgesc cu clipurile noastre. Și ne vedem curând. A trebuit să fug pentru că a dat năvală bondar. Cred că era bondar. Era așa de mare și negru. Ia se mișcă banca. E acolo? Nu, a plecat. Well, cred că a vrut să mă scoale de pe bancă, să mă duc înăuntru, că văd că a plecat.